poartă drumul prin Popeștiul Iașului, sigur te vei lăsa îmbiat de tihna și răcoarea pădurilor din zonă și vei fi ispitit de miresmele ce răzbat din bucătăriile gospodinelor din sat. Nu-i rost de grabă când se încinge cuptorul pentru o tavă plină cu poale în brâu, plăcinte specifice locului cunoscute și sub numele de brânzoaice moldovenești. Ne lăsăm ghidați după aromele îmbătătoare și, uite așa, ajungem să batem la poarta bunicii Vasilica, o femeie vretnică venită tocmai din Muntenii de Jos, județul Galați, încă din primii ani de tinerețe, când dragostea a ademenit-o pe meleagurile Popeștiului. Și acum, așa, dar pune veină ca să nu slipească de idejde. În timp ce îți povestește și te poartă imaginar prin vremurile de odinioară, adună din cămară cele necesare pentru poalele în brâu. Alege rețeta simplă în care aluatul e făcut doar din apă, făină și drojdie, ținută o vreme la temperatura camerei. Făina de grâu, tot din grâu de aici, de la țară, îl ducem la moară, îl măcinăm și îl păstrăm. Și avem un an de zile sau de două ori pe an ne ducem la moară. Când ai grâul tău și știi că e grâu curat, e grâu netratat, așa, e alt gust. Și încă un secret. Aluatul se frământă și se lasă 2-3 ore la dospit în covata cioplită manual din lemn de plută. Am moștenit-o de la părinți și îmi place foarte mult. Eu și când coc la sărbători, pun un prosop și le așez frumos și le pun în colidor, într-o cameră, unii mai reci și le țin așa. Așa îmi place. Îmbrăcate în straie populare tradiționale, cele două nepoate și-au suflecat mânecele ca să-și ajute bunica în bucătărie. Vin și acum să-i dea o mână de ajutor, chiar dacă viața l-a dus departe de familie, tocmai în Târgul Ieșilor. Gabriela este studentă la electrotehnică, unde a intrat printre primii după ce la bacalaureat a obținut nota maximă, 10. Acum stă la cămin împreună cu sora ei, Ana Maria, studentă în anul 3 la litere. Sunt mândră că m-am născut aici, am trăit aici. Cunosc foarte multe, foarte mulți colegi de-a mei, nu știu poate cum se dă cu sapa sau ce unelte sunt pentru a lucra pământul sau pentru diferite tradiții. Nu se compară alimentele cumpărate din magazin sau alimentele crescute, roșiile, au alt gust, mai ales cele cumpărate sunt tari, sunt... Astea de la țară sunt mai cu gust, mai aromate, mai moi, mai proaspete. Și uite așa, gustul plăcintelor de Popești a ajuns celebru printre tinerii din Iași. În liceu am stat și cu fete care stăteau în oraș și aduceam de acasă fiecare cu bucatele ei. Am avut colege din Republica Moldova care veneau cu mâncăruri specifice din Republica Moldova. Eu veneam cu mâncărurile mele specifice, cu plăcinte, prăjituri. Nu sta că stă norocul, le strigă bunica nepoatelor. E vremea de pregătit umplutura pentru plăcinte. Câte un sfert de kilogram de urdă și caș de la stânile din sat, 3 ouă din cuibar și zahăr după gust. Ana, tai, rupi o bucată de aluat mai mare, așa, așa, mama. Răsucește-l pe fund, tai în părți egale ca să-ți iasă plăcintele toate egale. Dar pune mai multă făină, că doar avem de unii. Așa, așa. Bucata de aluat de mărimea unui măr se întinde cu sucitorul până se face o foaie numai groasă de jumătate de centimetru. După ce se adaugă o lingură de umplutură, se ridică poalele și se lipesc pe mijloc. Apoi le punem la copt, în rolă, timp de 30 de minute. Așa, așa, da, apasă mai bine, ca să se lipească, așa. Altfel să coace în cuptoarele mari și altfel să coace la aragaz sau la sobă. Marea majoritate avea cuptorul la acasă, cuptor. Mama mea, de exemplu, vara făcea pâine la cuptor și trăgea jarul de pe vatra cuptorului, dădea cu un pămătuf așa de
umezea așa și ștergea toată cenușa aceea și apoi făcea pâni rotundi și le punea pe o lopățică, avea așa, și le băga și le trăgea așa și făcea câte 16 pâni. Acele 16 pâni ajungea 2 săptămâni de zile. Le dădea într-o cameră unde era mai întuneric, mai răcoare, mai așa, și 2 săptămâni de zile aveam pâine. Aici este tradiția ca nicio casă să nu fie fără colaci. În noaptea de anul nou, în noaptea de Revelion, să ai colaci în casă. Oricine vine, nu pui pâine pe masă, pui colaci la mâncare, la când mănânci. După ce le coacem, le punem în covata asta. După ce le-am pus în covată, aburul cea la căldură intră umizala în lemn, după aia cu timpul cât stă, nu stă ca într-un lighian sau în altceva, ele stau să umezesc și stau să păstrează mai bine, mai mult timp, nu se usucă foarte repede. În ziua de astăzi se pierde foarte mult tradițiile, nu se mai țin cont, dar eu zic că merită, mai ales că sunt și gustoase, nu numai că sunt vechi, dar sunt gustoase. Nu se compară cu prăjiturile și plăcintele vechi de atunci cu cele de acum. Au un alt fel de gust.